Astăzi a fost inaugurată noua stație de demanganizare de la Ghereiești, care va produce apă potabilă pentru Bacău. Stația de la Ghereiești face parte din rezerva de apă a Bacăului. Parte integrantă din viitoarea rezervă de apă a municipiului Bacău, stația de demanganizare utilizează o tehnologie de tratare a apei unică în țară, pe bază de oxigen, spre deosebire de cele existente, care folosesc tratamentul cu substanțe chimice. Stația de tratare a apei face parte din sistemul care asigură alimentarea de la stația Barați și care în prezent deservește sistemele de alimentare cu apă Bacău, Mărgineni și Fântânele. Împreună acestea formează zona de alimentare cu apă Bacău Nord, cu o populație de 207.774 de locuitori. În urma construirii noii stații se va extinde aria de alimentare cu apă și pentru comunele Măgura, Sarata, Buchila, Nicolae Bălcescu, Galben, Giosen, Tamaș, Faraoani, Cleja, Fundură Căciun și Răcăciuni, însumând o populație de peste 44.000 de locuitori. În total, peste 35% din populația județului Bacău va beneficia de alimentarea cu apă potabilă. Un alt beneficiu al investiției este creșterea debitului de apă potabilă cu 200 de litri pe secundă, asigurându-se în acest fel aproximativ 90% din debitul necesar de apă. Valoarea cheltuielilor pentru stația de la Ghereiești cu un front de captare de 44 de foraje este de 8,7 milioane de euro. Este o stație de manganizare extrem de modernă, unică la nivel național. Se folosește în tratarea apei oxigen. Aș putea spune că e o premieră. Deci, în acest moment, la nivel național nu există o asemenea stație de demanganizare. Și am profitat de acest prilej ca să punctez și faptul că acum un an de zile s-a semnat contractul POIM, Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructurii la nivelul județului Bacău. Țin să precizez că, spre deosebire de stația de demanganizare care este complementară cu rezerva de apă, și aici CRAB-ul a participat la implementare 100%, la rezerva de apă, care într-o bună zi probabil va fi în administrarea companiei de apă, compania de apă aproape nu a fost implicată deloc, din motive care țin de fostul primar, dar și de actualul primar, care au încercat să obstrucționeze participarea CRAB-ului în tot ceea ce a însemnat implementarea rezervei de apă. Am ajuns astăzi să finalizăm această lucrare deosebit de importantă pentru companie printr-o muncă în echipă a tuturor celor prezenți astăzi în sală. Doar așa am reușit să implementăm proiectul și, de asemenea, un rol deosebit de important l-a avut sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean Companiei Regionale de Apă, deoarece cu un an înainte ca Ministerul să semneze contractul de finanțare, să declare această investiție ca fiind eligibilă și să ne dea ca atare banii necesari pentru realizarea ei, Consiliul Județean a crezut în noi și ne-a pus la dispoziție 95% din fondurile necesare, astfel încât am reușit să demarăm, cred că suntem singurul operator din țară care a demarat o investiție de acest nivel, înaintea semnării contractului de finanțare. Practic ne-am asumat niște riscuri alături de acționarul nostru, în speță Consiliul Județean. Investiția este parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Proiect complex de peste 400 milioane de euro, care cuprinde conducte de aducțiune și reabilitarea rețelei de distribuție a apei în municipiul Bacău și care va fi depus spre finanțare din fonduri europene.